Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Am găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghim. Sunt Adrian Simon, evident suntem în studioul Capital TV, televiziunea pe bună, televiziunea națională. Astăzi ne-am gândit să-l invităm în platoul emisiunii pe domnul director executiv al ADI sau ADI Deșeuri, a județului Hunedoara, domnul Dan Stoian. Bună ziua, domnule Stoian, bun venit în studioul Capital TV. Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. Invitația noastră este una bine întemeiată. Am aflat și ați făcut și noastră public lucrul acesta că vineri, adică peste două zile, veți demara împreună cu operatorii de gunoi, operatorii de colectare. O acțiune privind conștientizarea populației, privind colectarea corectă sau colectarea selectivă sau colectarea deșeurilor, adică a gunoiului. Și atunci, peste două zile începeți această amplă acțiune, că e amplă, se desfășoară pe întreg teritoriul județului Hunedoara, nu știu dacă mai se e și prin alte județe, dacă mai au și alte ADI-uri, dar probabil că și alte ADI-uri fac astfel de lucruri. Și vreau să vă întreb de ce ați ales această perioadă, ce înseamnă această campanie și ce scop are ea, mai mult decât atât, ce sperați de la populație? Pentru că implică ceva efort din partea noastră campania asta. Da, corect. Păi să o luăm în ordine. Am ales ziua de vineri, 23 aprilie, pentru că e o zi cu dublă semnificație. Odată sărbătorim Sfântul Gheorghe, o sărbătoare mare a creștinătății și e un moment și înainte de Săptămâna Mare a Paștilor și apoi am zis că e o zi oportună. Și de asemenea, tot 23 aprilie este Ziua Mondială a Apei. Și atunci am zis că și noi, din punct de vedere al mediului, al deșeurilor, am putea face o acțiune. O acțiune pe care noi o numim de conștientizarea populației pentru a încerca să explicăm oamenilor, cetățenilor județului Hunedoara, că cel mai important în acțiunea de colectare și transfer și reciclare a deșeurilor este pasul numărul 1, pasul pe care îl facem fiecare la noi în casă, în gospodărie, în apartament. Să depunem selectiv, ca apoi să poată colecta selectiv operatorul și să ajungă în centrul de management al deșeurilor de la Bârcea Mare cât mai puțin deșeu care să fie depus în celula ecologică. România are niște ținte de atins în tratatul european și una din țintele mari pe partea de mediu era că în anul 2021 ar fi trebuit să avem undeva la 50% din deșeul menajer să fie reciclabil. Ținta este departe de noi, departe de România, la nivelul național e undeva la 15-16%, la nivelul județului Hunedoara este 6-7%, deci stăm destul de rău din acest punct de vedere. De ce? Pentru că mecanismul este următorul. Tu, dacă în gospodărie depui corect deșeurile, depui selectiv, atunci operatorul are posibilitatea și va trebui să facă acest lucru, să colecteze selectiv. Să ia selectiv deșeurile, să le ducă în stațiile de sortare care le avem la nivelul județului, stația de la Petroșani, stația de la Brad și stația de la Centrul de Management de la CMID, să creștem gradul de reciclare în așa fel încât din cantitatea de deșeu total colectată
în deponeu, în celula ecologică, să ajungă cât mai puțin. Asta este ținta Uniunii Europene și este, bineînțeles, și ținta asumată de România și de, respectiv, de Consiliul Județean Hunedoara, de județul Hunedoara. Acum, după cum știți, noi avem un sistem funcțional. Sistem funcțional înseamnă un sistem care este acoperit pe întreg județul, avem operatori, avem operatori pentru centru de management și suntem unul din cele 7 județe din România care sunt funcționale. Centre operaționale sunt mai multe, sau sunt centre, la nivelul României s-au semnat 33 de contracte pe SMID. Din cele 33, repet, sunt 7 funcționale. Celelalte sunt operaționale în diverse stadii, dar funcțional înseamnă să acoperi toată zona. Deci, din acest punct de vedere, Hunedoara este un județ, să numim, fericit și liniștit. De aici încolo, pasul următor este să creștem calitatea modului cum se depune, se colectează și se reciclează. Asta este targetul nostru. Asta este scopul acțiunii, da? Asta este scopul, nu, asta este scopul activității noastre pe termen lung, pe următorii ani, de aici încolo. Scopul acțiunii este să facem un prim pas de promovare a acestui lucru, a acestui fapt. Că dacă noi suntem responsabili la noi în casă, în gospodărie, să depunem selectiv, atunci îi dăm posibilitatea operatorului să colecteze selectiv. Nu știu, eu chiar vreau să vă ajut în emisiunea asta și vă spun și de ce. Dar în același timp se ridică și o serie de întrebări care, la care dumneavoastră aveți sau nu aveți răspuns. Unele sunt retorice și în același timp ar putea să le dea de gândit și telespectatorilor noștri. Spuneți despre această colectare selectivă a deșeurilor. Cu toții am ieșit în străinătate, am petrecut concedii, unii au fost la muncă și așa mai departe. Unii au stat în hoteluri, alții nu, în pensiuni și tot felul de chestii de genul ăsta. Eu am întâlnit nenumărate locuri de cazare în străinătate, în care în camerele de cazare aveau pentru plastic, pentru hârtie, pentru tot felul de lucruri de genul ăsta. Deci, din start, de acolo. N-am văzut niciunde în hotelurile noastre, de exemplu, sau în locurile de cazare, chestii de genul ăsta. Unul la mână. Vis-a-vis de conștientizarea populației. Doi la mână. Dacă omul colectează selectiv, adică are, nu știu ce, sacul galben, sacul verde, sacul nu știu care, în gospodărie și se duce la, cum se numește, container, pubelă. Pubelă, container. Așa. Ori are surpriza ca în pubela galbenă să fie... Ce e în pubela galbenă de regulă? La momentul actual, pubela galbenă este sacul de hârtie, este așa. Hârtie și plastic. Mă rog, deci să găsească menajer la plastic și atunci dă cum îi vine așa, sau omul degeaba colectează selectiv la el în gospodărie dacă operatorul ridică la grămadă. Asta zic eu că ar fi una dintre probleme. Cum poate fi rezolvată? Păi, că noi conștientizăm populația. Să le luăm pe rând. Așa. Primul lucru ce ați văzut în serenitate, să știți că nu este întâmplător. Și faptul că la noi în hoteluri sau în pensiuni sau în alte locuri nu e acest sistem, este pentru că nu există coerciție. Nici ei din serenitate n-au fost de la sine învățați. Păi, nu există coerciție. Bun simț. Bun simț există și la noi, nu numai în serenitate, dar la noi nu e coerciție. Dacă ați fost în străinătate, și eu am fost, am și lucrat pentru grupul străin, sigur, da. Acolo trebuie să știți că amenda pentru cei care nu depun selectiv, care nu depun selectiv, este de sute de euro, de mii de euro. Și dacă ai luat o amendă din asta, vă spun eu că după aia depui cum trebuie. Unul la mână. La noi nu există acest sistem de coerciție, pentru că n-a fost instituit. Și știți, sistemul ăsta poate să instituie o lege. Doar există lege, dar nu este aplicată. Și lucrurile astea pot fi puse în primul rând în aplicare de către structurile OAT-urilor care au poliție locală, poliție, compartimente de mediu și așa mai departe. Doi, la noi, tocmai asta este problema, că trebuie să depui selectiv ca operatorul să n-aibă posibilitatea să vină să ridice capacul la tomberonul galben și în loc să găsească, sau la sacul galben, și în loc să găsească doar hârtie, carton și plastic în acest moment, dar când vom discuta parcurs de OG74, vedeți că apare și sacul albastru și pubela verde sau clopotul verde pentru sticlă. În momentul când ai ridicat capacul și ai văzut că acolo, în loc de hârtie, este și deșeu menajer, în mod normal, operatorul ar trebui să nu ridice acele deșeuri. De ce n-are datoria să ridice deșeuri care sunt impurificate și care nu respectă codul de culori? Noi în aceste pliante pe care le-am distribuit, le-am făcut și le vom distribui, îți arată exact fiecare container pe culoarea lui și pe ce anume trebuie să pui în el.
Dar la noi operatorii n-au făcut până acum demersuri de genul ăsta, să nu transfer gunoiul pentru că să este ridice, impurificat, da. Pentru că însemna să intrăm într-o altă zonă. Oricum sunt probleme în anumite sigur. Zone. Și atunci s-a luat, dar rezultatul este ceea ce vedem astăzi. 90% se depune în celulă și sub 10% se tratează fie prin sortare, fie prin tratare mecanobiologică. Noi nu rămânem cu gunoi în stradă. Asta este un fapt cert la ora actuală. Bun, rău, nu avem probleme de genul ăsta. Nu avem focare de infecție operatorii. Lipsa calității modului cum colectează ei separat și ce găsesc în tomberoane se vede rezultatul final, adică nivelul de reciclare. Și nivelul în care se ridică, se umple celula numărul 1. Pentru că după 4 ani de funcțiune treacă în celula numărul 1 să ajungem să depunem undeva la 40-50%. Noi depunem în continuare peste 90%. Ceea ce e foarte mult. Ceea ce e foarte mult. Norocul nostru, să numim norocul, este că celula încă suportă încă câțiva ani de zile de funcționare, că nivelul de deșeuri față de ce s-a scris în aplicația de finanțare este la jumătate. Acolo s-a scris populație 480.000 de locuitori, generăm în primul an 2,6 kg de deșeu pe cap locuitor în mediul urban, da, 2,4. Populația a mai scăzut. A scăzut, mai, bineînțeles, da. Și după primii ani de... Primii un noroc ani, în cazul ăsta. Da, primii ani de funcționare, în loc să strângem 200.000 de tone cât era prevăzut anul, am strâns 100.000. Dar în loc să reciclăm din 100.000 30.000 de tone, 40.000 am reciclat 2.000 de tone. Deci ăsta este efectul că nu se întâmplă ceea ce se întâmplă în Occident. În Occident de-aia e gradul de colectare, de reciclare de 60, 70, 75%, pentru că acolo omul știe clar că dacă nu depune selectiv, va primi la un moment dat o amendă care îl va ustura foarte tare. Bun, acum și amenda, domnul Stoian, dar vedeți dumneavoastră, extrapolez puțin discuția, că nu ține neapărat de adi deșeuri. Te duci și cumperi sticlă de, nu știu, răcoritoare, nu dau marca, pe care le plătești la magazin. Că vrei, că nu vrei, că tu crezi lucrul ăsta, că nu-l crezi, le plătești oricum, că le plătești, plătești ambalajul. E inclus în preț. După care te trezești că le arunci la gunoi. Noi nu avem, nu știu dacă avem în țară, niște chestii de genul ăsta, unde te duci și bași sticlele și primești niște vouchere. Au început să apară și asta este o măsură de ultim moment a Guvernului, a Ministerului Mediului, probabil. Eu personal nu prea sunt de acord cu ea pentru că afectează nivelul de reciclare al operatorilor. Haideți să ne înțelegem la un lucru. Ar trebui să, înainte de a ajunge la modul cum se face această reciclare, să vă spun că după ce aplicațiile de finanțare s-au semnat și s-a lucrat un an, doi, s-au constatat niște dezechilibre între ceea ce au licitat operatorii și ce au găsit în teren în realitate. În detrimentul operatorilor? Sigur, sau... în detrimentul operatorilor, în primul rând, aici, pentru că lui ai venit și ai spus vei colecta 100.000 de tone de deșeu și a colectat 50.000. Vei recicla 30.000 și a reciclat 2.000. Și atunci, sigur că pe cea licitate n-a mai corespuns cu situația după un an, după doi, și atunci au început să semnaleze lucrurile astea. S-au adresat ADI-ului, s-au adresat Consiliul Județean, s-au adresat OAT-urilor. Pentru că treaba a fost generală în România, nu numai în Hunedoara, s-a întâmplat acest lucru. Dar de ce s-a licitat atât de mult? Datorită supra-dimensionării populației pe hârtie sau cum? Sigur. Deci, când s-a licitat, noi nu am avut date certe. Noi am avut date după primul an și al doilea an de funcționare. Caietele de sarcini, odată cu studiul de oportunitate, în aplicația de finanțare, au fost scrise în perioada 2007-2010-2011. Prin niște date furnizate probabil de statistică și... Datele au fost furnizate în mare măsură de agențiile de protecție a mediului, da, care aveau cumva niște situații, primării și operatorii care operau la momentul respectiv. Vă dați seama că n-a fost un sistem centralizat, nu un sistem de management integrat cum este acum. Și atunci fiecare a dat ce a vrut. Alea au fost datele de intrare. Inputurile astea au fost. Pe ele s-a lucrat. În caietul de sarcini, noi am primit proiectul, când s-a semnat proiectul pentru Consiliul Județean în 3 aprilie 2014, noi am primit un FIDIC roșu, adică proiectare și execuție la pachet. Și ni s-a spus, asta licitați. Noi asta am pus pe masa ofertanților. No. Ofertantul a venit și a văzut, a zis, cât am de transportat? 100.000 de tone. Ok, ăsta e prețul la sortare, ăsta e prețul la tratare mecanobiologică, la transport, la tot. După un an de zile, el a constatat că e la jumătate. Și a zis, dom'le, o problemă, am licitat prea jos, dar nu din vina mea, ci pentru că așa mi-ai pus tu caietul de sarcini la dispoziție.
Și noi atunci, noi, eu nu eram în ADI la momentul ăla, vorbesc noi ca, ca instituție. Instituția ale statului și beneficiari ale proiectului, da. Am zis, dai puțin, da, și noi la așa le-am primit datele, că nici noi nu le aveam, nici Constituția la momentul ăla nu avea un centru de statistică pe deșeuri sau să aibă date mai mult decât ne-a dat ministerul. Toată lumea aștepta ca ministerul să dea niște date corecte, nu să mă duc eu județul. Să înțelegem că au fost niște lucruri care, cum să spun, oricât de bunăvoință ai fi avut sau cât de deștept ai fi fost, cum, adică puteai să le prevezi, dar n-aveai cum în totalitate. Atunci am ajuns la un dezechilibru al contractelor. Văzând că în toată țara se întâmplă la fel și nu numai operatorul de la Hunedoara sau de la Valea Jiului, de la Deva, a fost nemulțumit, ci operatorii din toată țara au ridicat aceste semne de întrebare, guvernul a emis o ordonanță de guvern, ordonanța de urgență numărul 74 pe 2018. Celebra OG 74. Celebra OG 74. Care noi nici acum în ziua de azi nu știu dacă e implementată peste tot, nu numai în județul Hunedoara. Peste tot în niciun caz nu este și în județul Hunedoara revin și vă spun care este stadiul. Ordonanța 74 ce a făcut? În preambulul ei a spus așa, ca să trecem la ordonanța 74 care modifică substanțial sistemul, trebuie să facem o echilibrare a contractelor. Adică eu, ADI-ul, în spate cu OAT-urile, care sunt semnatarea contractului, și cu operatorul, sau Consiliul Județean și operatorul de pe CMID, ne-am pus din nou la masă și am recalculat. Ei au venit cu niște oferte, noi am aprobat sau nu, că sunt socoteli și pot suporta cifre care pot fi corectate, și am ajuns la niște valori pe care noi le-am validat. Noi, ADI-ul, aparatul tehnic, eu, am semnat pentru ele. Și ne-am dus cu ele în fața primăriilor și am spus, domnule, pentru zona care zonă vreți dumneavoastră, luăm în discuție, ăștia ar fi tarifele corecte ca operatorul să stea în picioare, iar nici voi, populația, să nu vă încarcați foarte mult, foarte mult. Ca să aprobe aceste tarife, trebuie să ai aprobare de HLO. Deci, primarul trebuie să meargă în fața Consiliului Local să obțină aprobarea pentru ce se adică hotărâre de Consiliul Local. Și aici a fost deja o problemă, pentru că au vrut, n-au vrut. Asta vreau să vă întreb, că noi vorbim practic despre conștientizarea populației, dar merge și la UG 74, ceea ce e foarte bine, ca să înțeleagă oamenii de ce probabil vor apărea taxe la un moment dat mai mari, dacă nu cumva au apărut. Au apărut. Și primarul, Consiliul, bine, acum hai să nu ne ascundem după deget, în mod special la comune și la astea, hotărârile de Consiliul Local, proiectele de hotărâre, adică el îi spune la secretar, domnule, asta pe ordinea de zi, că asta trebuie. Sistemul ăsta cu pus pe ordinea de zi, să știți că e valabil de la Consiliul Județean până la ultimul primărie, primarul sau președintele Consiliului Județean inițiază hotărârile, dar Consiliul le aprobă. Le poate iniția și un consilier local. Sau un consilier, da. Asta mai rar. Că... mai rar, că de regulă sunt mai liniștiți consilierii. Nu sunt liniștiți, nu știu să le facă. Dar, nu, că până la urmă aia. La Consiliul Județean mai știu să le facă câte unii, dar la Consiliul Local mai rar. Da, deci sunt inițiative care pleacă din cadrul Consiliului. Dar aia trebuie să aibă aprobarea Consiliului, care îl împuternicește pe primar, ca după aia în adunarea generală a Asociației ADI-ului, care este forumul care conduce ADI-ul, să vină să voteze da sau ba în funcție de asta. Bun, și atunci primarii, o parte dintre ei, nu are rost să vorbim la modul particular, ci la modul general, de ce n-au făcut atunci când ar fi trebuit? Adică cu ceva vreme în urmă... Haideți să ne numărim și cu treaba asta. Ordonanța 74 s-a dat că de-aia parte și 2018 în 2018 și a avut termen maxim de aplicare... Ascultați-mă, a avut termen maxim de aplicare 31 iulie 2019. Eu am venit în ADI în data de 15 octombrie 2019. Până la acel moment nu era făcut nimic. Vis-a-vis de 74, pentru că 74 nu se scrie așa ușor. Acum ai dat după ce... Nu, glumesc. Pot, n-are nicio treabă, n-am cu nimeni nicio treabă, nu mă interesează cine ce-au făcut cei de dinainte. Da. Lucrurile sunt așa, ordonanța 74 nu este o simplă tarifare. Ea introduce minim 5 concepte noi, care înseamnă tarife diferențiate. La momentul actual, încă avem un singur tarif. Aplicând 74, apar două tarife. Tariful pentru menajer și tariful pentru reciclabil. 2. Există niște ținte și niște targeturi care le pui operatorului, care și le asumă și pentru care poate primi penalități. 3. A intrat în discuție economia circulară. Contribuția la economia circulară, taxa pentru deșeul care ajunge direct în groapa de gunoi, în celula ecologică. Este la ora actuală 80 de lei pe tonă. Aia este o taxă care o plătește cine? Poluatorul, adică persoana, cetățeanul. O colectează operatorul, o dă celor la CMID și CMID o dă mai departe la fondul de mediu. A fost introdusă pentru a descuraja depunerea de deșeu necontrolat și a încuraja colectarea selectivă și depunerea selectivă și creșterea gradului de reciclare.
Dacă pentru un cetățean care avea o taxă pentru deșeuri de 7 lei, am dat exemplu 7 lei. Exemplu, da. În momentul în care ai splitat acest tarif în două tarife, ți-a apărut la deșeu menajer tariful de 9 lei, de 10 lei, dar la tariful reciclabil ți-a apărut un leu, un leu 20. Oricum omul nu se uită la lucrurile astea, că nu le înțelege. Omul de rând. Da, ăsta e calculul. Da. Și de aici a plecat discuția. Omul de rând știe, bă, mie mi s-a scumpit factura la gunoi cu, nu știu, 2 lei, cu 3 lei. Da, cu... dar omul trebuie să, vadă că, la puberele lui nu mai sunt, nu mai e dezordine, trebuie să vadă că gradul de reciclare crește, adică se întoarce cât mai mult în teren, dar va simți la un moment dat, pentru că n-am terminat beneficiile lui OG74. Da. Intră în joc aceste OIREP-uri, sunt 12 în România. Ce e OIREP? OIREP este o organizație de implementare a răspunderii extinse a producătorului. Ce înseamnă asta? Interesant, soare, deci e așa. Da, sunt termeni pe care trebuie să-i învățăm. Până acum, cei care depuneau în piață deșeuri, materiale care devin deșeuri, ați dat exemplu la băuturi brăcolitoare, da? Firma care pune în piață un anumit tip de apă sau de suc, plătea la fondul de mediu o taxă. Deci plătește și firma producătoare. Atenție, plătea. Plătea? Plătea până acum. Din acest moment nu mai plătește către fondul de mediu, ci își arogă cantitățile de deșeuri care le pune în piață, că devine deșeu, la un moment dat sticla de plastic, de sticlă, da? Ea se transformă în deșeu după ce ai consumat ce este în sticlă. O arogă, o repartizează acestor OIREP-uri. Aceste OIREP-uri intră în jocul ADI, colector, reciclatorul final, el face dosarul de trasabilitate al întregului ciclu de reciclare și încasează de la reciclatorul final niște bani, anumite sume pe tona de hârtie, pe tona de sticlă, pe tona de PET, pe tona de metal, de plastic, de doză. Banii ăia se întorc la operator, ca operatorul în perioada următoare să scadă presiunea pe public, pentru că tot timpul apar modificări și tu ai trebuit să fii an de an, că ți-a crescut inflația, că ți-a crescut motorina, că ți-a crescut salariul mediu, salariul minim. În momentul în care se întorc niște bani în sistem din reciclare, nu se va mai pune presiunea pe cetățean și cetățeanul va vedea nu numai că nu mai plătește cât plătea, ci că va plăti mai puțin, pentru că apare un alt indicator în OG74, acel plătește pentru cât arunci. Pubela neagră... Asta mi se pare corect. Da, este corect și acolo trebuie să ajungem. Pubela neagră, care e pubela de menajer, va avea o frecvență de ridicare de două ori pe lună, bisăptămânal. Pentru că nemai punând în ea de când menajer... De două ori pe lună sau bisăptămânal? Bilunar. Bilunar, scuze, așa. Da, de două ori pe lună, deci bilunar. Pentru că punând numai deșeu menajer, aia nu se mai umple într-o săptămână. Se poate... Depinde. Depinde. Atunci vei plăti tu mai mult dacă o umpli mai des. Pentru că ritmul normal ar fi să iei de două ori pe lună. Dar dacă tu umpli de 5 ori pe lună, o să ți lea operatorul de 5 ori, dar vei plăti celelalte 3 suplimentari. Pentru că pubela neagră va trebui să poarte pe ea un chip. Se cheamă un RFID, care chipul ăla îl găsești, va trebui să punem pe toate pubelele din județ, 80-100 de mii de pubele care sunt în circuit, ele vor fi acele chipuri și pe mașina de ridicare a gunoiului și în sediu central al operatorului și de fiecare dată când ridică tomberonul negru de la mine de la poartă, de la dumneavoastră la poartă, el știe că de la poartă, de la Stoian s-a ridicat pubela neagră o dată, de două sau de cinci ori. Prima și a doua sunt în abonament, 3, 4, 5, voi plăti suplimentar la factura următoare. Apare principiul plătește pentru cât arunci. Bun, dar asta este foarte interesant. Nu vreau să vă rețin că e filozofie până la urmă. Omul are, nu știu, în dotare câte pubele acasă la el. Păi el a trebuit să aibă la poartă, pubela, o pubelă neagră. De 1,1 deci metri. Una singură, da? Dacă operatorul vine, să zicem, în mediul rural o dată la două săptămâni, da, bilunar, el de unde ia pubela suplimentară pe care ar putea să o umple? Nu, dacă o găsește, nu, el trece de fiecare dată, pentru că trece să ia și de reciclabilul și el poate să vină săptămânal să-ți ridice pubela dacă o găsește plină la poartă. Dacă nu, trece și n-a ridicat-o. Dar numărul, la urmă, la finalul, nu ni s-o cotește de câte ori a trebuit să ridica pubela. Am înțeles. Sistemul este de regulă cu pubelă neagră, pubelă albastră, pubelă galbenă, pubelă verde sau clopotul verde pentru sticlă. Pentru că este și mai ușor.
și mai ușor de folosit și de corectat. În locul pubelei galbene și a pubelei albastre a apărut sacul galben și albastru. S-a demonstrat că e mai ușor de folosit. Plus că o pubelă după un număr de cicluri se deteriorează, așa că sacul e de unică folosință, îl umpli, îl la poartă, se ridică și pleacă cu el la reciclare. Introducerea sacului galben s-a făcut la noi în județ experimental până am introdus 74. A venit operatorul, a fost inițiativa lui și solicitarea noastră să vedem cât crește în gradul de reciclare dacă facem niște proiecte pilot în anumite localități. N-a fost o chestie generalizată. Și ce a fost cu sacul ăsta galben? În sacul galben se pune hârtie, carton și plastic s-a pus. Da. Și a avut succes. Da, gradul de reciclare a crescut. De exemplu, în Valea Jiului este singurul, primul loc în județ unde împreună cu Supercom București și cu cele 8 UAT-uri din Valea Jiului, cele 6 plus Bănița și Baru care formează zona 4, în decembrie am aprobat OG 74. Primarul a fost de acord, am aprobat, sigur că s-au modificat tarifele și am intrat pe sistemul de implementare al OG 74. Odată ce aprobi OG 74, nu înseamnă că de mâine vei colecta pe OG 74. Nu, există o perioadă de implementare, pentru că sunt niște investiții scumpe. De regulă depășesc un milion de euro investițiile. Asta înseamnă s-a dus sacul galben, s-a dus sacul albastru la toată lumea, și să ai pe platforme plurifamiliale containerul galben, containerul albastru și în plus trebuie să ai mașini separate de transport atât pentru deșeul menajer cât și pentru deșeul reciclabil. Nu mai poți să-l aduci să-l mei cu aceeași mașină pentru că mi-ai deteriorat deșeul care este reciclabil. De asemenea, tot în Valea Jiului urmează să se monteze chipurile pe pubeala neagră și în plus, intrând pe acest sistem, a trebuit completat numărul de pubele, numărul de containere și până la ora actuală operatorul Supercom a adus peste 4.000 de pubele și se lucrează la niște containere metalice, cele vechi se repară, se aducă containere noi, pentru că știți că în Valea Jiului încă există încălzire pe cărbune și atunci în momentul când iei jarul și pui, dacă pui într-un tomberon de plastic, într-un container de plastic, atunci ai distrus containerul și poți să dai să și incendiezi. Pentru zonele 1, 2 și 3 suntem în faza finală de aprobare a lui OG 74. Societatea Braicata va beneficia de OG 74. Noi sperăm că pe la jumătatea lunii mai. Braicata fiind unul dintre operatorii din Braicata este operatorul pe zonele 1, 2 și 3, Brad, Hațic și Cestru. Și Supercom pe Valea Jiului. Zona Valea Jiului și de asemenea Supercom operează în contract cu Consiliul Județean CMA. De la Bărcea. De la Bărcea Mare. Deci pe Valea Jiului la ora actuală avem implementat sacul albastru, sacul galben, transportul și colectarea selectivă și vreau să vă spun că în ultimele 2-3 luni constant gradul de reciclare a crescut cu cel puțin câteva sute de tone, adică câteva procente, care ne dă liniștea că mergând pe calea asta a depunerii corecte și a colectării se colecte, sigur că operatorul este monitorizat de noi, avem monitori, avem sistem de monitorizare la momentul ăsta în ADI foarte bine pus la punct, procedurat, cu rapoarte, cu tot, asta nu înseamnă că totul este lapte și miere, să ne înțelegem. Sigur că sunt disfuncționalități. Dar, pas cu pas, noi încercăm să eliminăm. În momentul în care aprobăm OG 74, finalul lunii, jumătatea lui mai, cel târziu finalul lunii mai, atunci vom trece și pe cele trei zone la o perioadă de implementare și atunci va apărea peste tot sacul galben, sacul albastru, pubela neagră cepată, și completarea arsenalului de pubele și sigur operatorul Braicata va trebui să-și aducă mașini separate pentru transferul deșeurilor reciclabile în așa fel încât nu cu mașina de menajer să duci și reciclabilul. Dar să implementăm 74 și aici. Bun, 23 aprilie. Aprilie, Sfântul Gheorghe, Ziua Mondială a Apei, campanie de conștientizare. Am înțeles, împreună cu ATU-urile, cu Consiliul Județean, cu operatorii conștienți. Ce faceți? Vă îmbrăcați în vestuțe, scrieți, vă conștientizăm, ca să mai și glumim, nu? Da, că n-are rost. Da, ce, cum faceți? Cum faceți? Deci ce noi faceți? Ne-am gândit la... În afară de faptul că, uite, v-am invitat și la televizor să vă faceți cum spune. Da, am dat anunțuri, dăm și în media, vom face săptămâna viitoare și un sondaj, să vedem dacă a fost satisfăcătoare, dacă ne-am atins țintele. Sigur că noi nu suntem naivi să credem că vineri vom împărți 200.000 de exemplare de piante, pentru că județul e mare, multe lucruri. Mai simplu, le puteți da și la reciclare. Da, putem, da. Nu, asta este primul care ne-l dorim. Ar trebui ca aceste piante chiar să fie împărțite, domnule Sean, și chiar să ajungă acolo unde trebuie. De împărțit, vă garantez că vor fi împărțite, pentru că noi lucrăm pe mai multe paliere. Unu. Și nu numai împărțite, să fie și citite. A, era un mesaj următor. Deci noi încercăm întâi să le împărțim. Cum? V-ați spus mai devreme.
Am luat parteneri OAT-urile. Din fiecare OAT am găsit înțelegerea la primar și au desemnat o persoană care ne va ajuta să distribuim aceste pliante. OAT-ul este important să ne ajute pentru că el poate să meargă la asociațiile de locatari care sunt subordonate primăriilor, știți că au o relație cu noi, și pot să ducă liniștit aceste pliante acolo. Există operatorii. Operatorii, prin oamenilor, prin modul când ridică deșeurile, pot să ajungă la om acasă să-i ducă acest pliant în mână. Există Consiliul Județean și el ne ajută logistic, informații, tot. Avem și un ONG care participă alături de noi, se cheamă Ledu Irmenia. El va împărți într-o zonă din Hunedoara și într-o zonă din Deva, într-adevăr, cu voluntari, cum spuneți, îmbrăcați, etichetați, vor împărți. În plus, monitorii noștri, avem 5 monitori care se ocupă de fiecare zonă și de CMID, vor merge și ei din poartă în poartă și vor duce aceste pliante. Nu vom reuși vineri să le împărțim pe toate, nici nu este scopul. Deci eu am mai multe reședințe. Sunt curios, mă gândesc că dacă nu iau o casă, eu lasă în cutia poștală. Sigur. Deci vineri seara vă sun să vă spun dacă în toate locațiile. S-ar putea să nu primiți toate locațiile, asta vreau să vă spun. Măcar, dar măcar jumate, să primiți într-una. Măcar în jumate din măcar într-una să primiți. Pentru că acțiunea va continua și zilele următoare. Unul din operatori, de exemplu, ne-a propus să trimită împreună cu factura, să ducă și pliantul. Dar nu, factura oricum nu e atât de alții vor continua să distribuie parcurs, inclusiv monitorii noștri. E posibil, primăriile, nu-mi închipui că vor scoate toți funcționarii să ducă aceste pliante, le vor duce. E într-un termen rezonabil să avem aceste pliante. Da, acum, da, sunt și condițiile de pandemie. Să zicem că reușim să le distribuim. Noi sperăm să le distribuim pe toate. Problema următoare pe care o solicit și e un mesaj care îl adresez tuturor cetățenilor, este ca aceste pliante să nu capete drumul coșului de gunoi sau a pubelei chiar de la poartă. Să-l ia, să-l desfacă, să-l citească, are informații interesante în el, are pe fiecare pagina 2 și pe o zonă și pe celelalte are și date despre operatorul zonei, cu informații, cu unde poate apela. Este vorba și sunt despre numere de telefon, sunt numere de telefon, tot, mesajele pe care le dăm. Odată e un pliant bine făcut. Ne-a costat și muncă ca să-l creăm și ca să-l producem. Și chiar ar fi păcat ca să capete traseul multor alte pliante care ajung la tombă. Destinația obiectului nostru de activitate. Da. Da. Deci prima rugăminte este să-l citească. Bine, ele oricum vor ajunge acolo la un moment dat, dar măcar să fie citit să fie și asimilată și informația. Cred că ar fi bine în cadrul familiei. Nouă ne pare rău că am început acțiunea așa și n-am început-o cum ar fi fost logic, să începem în școli. Dar fiind situația, asta vreau să vă zic, fiind situația în care nu se merge la școală. V-ați gândit vreodată? Bun, acum nu se poate, că e pandemie. În septembrie vom merge în școli. Să, nu știu, la ora de dirigenție, la ora de, bă, copii, uite, hai să vă explic, să când mâncați chipsul, nu mai aruncați acolo, sau când beți suculețul, ce mai beți voi, ce faceți. Știți, acasă în familie, bunicuța, mămicuța, da. Ar fi bine. În septembrie vom face acțiunea, dacă ne ajută Dumnezeu și scăpăm de această pandemie și să reiau lucrurile cât de cât normale, vom face acțiunea în septembrie în școli. Pentru că și experiența mea personală și vedem și ce studii sunt și ce fac și alții în alte părți, impactul cel mai mare pleacă de la copii. Dacă copilul acasă duce și atrage atenția părintelui că nu depune corect gunoiul, la bunici, el este un motor în promovare și e foarte simplu să fidelizezi niște copii. O să mergem și cu cadouri, cu șepcuțe, cu tricouri, ca să-i motivezi, să le dai ceva care să le facă plăcere. Așa ar fi trebuit să începem, dar din păcate asta este situația actuală și atunci am zis măcar să ducem aceste materiale în piață. E prima acțiune majoră a ADI-ului de când există ADI-ul de promovare de asemenea nivel. Nu o să fie singura anul în acest an. Vedeți, anul trecut și parte din anul ăsta ne-am mâncat timpul încercând să aducem sistemul la OG74. Pentru că e foarte important să ai și operatorii mulțumiți, să crești și gradul de calitate al serviciului și atunci să ai și posibilitatea ca dacă operatorul, odată ce i s-a satisfăcut dorința de a lucra într-un mediu în care să aibă profit și tu poți să-i ceri lui anumite targeturi. Ai anumite obiective pe care și le asumă prin OG74. Și sigur că la punctul final, când tragi linie, există penalități care pot fi date operatorului. Nu ne dorim treaba asta, că nu suntem nici
forțe de coerciție, de nimic. Noi ne dorim să creăm o atmosferă, un ambient între cetățean, OAT, operator, în așa fel încât cetățeanul să fie mulțumit, OAT-ul să fie mulțumit că este curat, operatorul să fie mulțumit că își încasează banii, iar noi să fim mulțumiți că ne atingem țintele de reciclare. Am înțeles. Putem sintetiza în 2-3 minute ce cuprind acele pliante, respectiv galben, roșu, verde, chestiile astea. Cred că ar fi binevenit. Pentru deci, că am vorbit foarte multe lucruri în ori tehnic, da, dar aș vrea să vorbim pe înțelesul tuturor. Băi, nene, uite, în aia galbenă pui aia, în aia verde pui aia. Neagră se pun și este exemplificat și scris. Este pentru deșeuri mixte reziduale, deșeurile din gospodărie care nu au... Mixt rezidual, înseamnă, domnule, ce arunci... Ce rămâne de la mâncare, ce rămâne de la vegetal, de la vegetal din alimentație, nu vegetalul nu din grădină. Nu ce stai omul, crengile de pe la copaci... Pentru că aia nu intră în sistemul de management integrat al deșeurilor. Așa. În pubela albastră este hârtia și cartonul. Hârtia, ce folosești? Hârtia să fie curată, să nu fie impurificată, să n-aibă mâniaul. Și când vorbim de pubela albastră, vorbim vreo de pubela albastră care se găsește la acea rampă de... Da, sigur, da? La plurifamilial sau acasă la persoane, sacul galben, sacul albastru. Uh-huh. Sacul galben pentru plastic și metal, da? De data asta, pentru că s-au separat acum, fiind cele două... Bun, acum cu metalul, cred că omul mai repede. Și hârtia tot acolo, da, pentru că era experimental. Da? Iar în clopotul verde, că este un clopot, acolo va trebui introdusă sticla de orice culoare, fie că e transparentă, fie că este colorată, și partea de borcane, dar și sticla și borcanul fără capac, fără dop. Și merg acolo în acea pubelă, în clopotul, pubela cu tip clopot verde, care va merge după aia la reciclarea finală. Recicla... Deci, sintetizat în câteva cuvinte, despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Și acum întrebarea, unde nu sunt pubele, ce face omul? Ok, l-am conștientizat în 23 aprilie. Aceste pubele vor apărea, deci sistemul va fi complet când avem și un... Deja nu mai e treaba noastră, e treaba operatorilor și a OAT-ului. Deci aici există o relație... Da, OAT-ul, mă scuzați, în momentul în care vede, bă, ok, 23 aprilie, da, am conștientizat, gata, am implementat și OG74, suntem aia, în... Aia, să și implementezi OG74, da. Că dacă nu m-a conștientizat, nu e regulă, să aibă aprobat OG74. Ok, după care vine data de 27 august. Da. Le-am făcut pe toate, dar operatorul n-a venit nici cu nu știu câte clopote verde în OAT-ul meu, n-a venit nici cu alea, ce face? Deci, domnul Simon, aici lucrurile sunt foarte clare, din punctul nostru de vedere, al ADI-ului. Odată ce am semnat actul adițional la contractul cu operatorul, act adițional care înainte este aprobat în AGA, adică toate OAT-urile au luat cunoștință de el, l-au aprobat și putem să-l semnăm. Obligația de a dota platformele cu recipienții necesari este a operatorului. Dar aici nu trebuie disociată de acțiunea primăriei. Primăria are obligația să pună la dispoziția operatorului un număr de platforme. Adică să le amenajeze ei. Platforma nu. Platforma trebuie făcută, platformă betonată de regulă, la care să aibă acces cu apă și canalizare, pe care o predai operatorului. Operatorul, primind platforma de acest tip, trebuie să o împrejmuiască, să o asigure și să o mobileze cu pubelele necesare locului respectiv. Și să igienizeze puterea. Sigur, igienizarea se face în comun. Igienizarea la operator este prevăzută în contract. A se face de două ori pe an, iar restul este atributul primăriei să ajute la igienizarea platformelor. Păi da, dar pubelele și astea le spală operatorul, mă gândesc. Operatorul, da. Dar, repet, și primările trebuie să fie implicate și conștiente că dacă nu pun la dispoziție suficiente platforme și suntem în situația în care nu avem suficiente platforme, da? O să vă dau și e de bon ton să discutăm. Mergeți în Hunedoara să vedeți ce platforme frumoase au făcut. Mergeți să vedeți la Uricani ce platforme frumoase avem. Da? Dacă cred că am fost la Uricani și la Hunedoara, mai spuneți. La Hunedoara și la Uricani sunt, au început, da. Șoimușul a făcut o serie, Băcia, sunt în zona noastră. Da. Petroșani a început să-și facă, Deva are platforme, da, și aici trebuie să mărească numărul de platforme, pentru că necesarul este cam de 3 ori mai mare decât existentul și în ultimii 2 ani nu s-au luat măsuri accentuate. Acum am discutat și cu primăria Deva, pentru că aici este un loc de impact, să ai și platforme unde
pot fi inclusiv partea de publicitate să fie arondată acestor platforme, bannere publicitare care fac locul mai atractiv, îl fac mai... mai să fie atractiv să mergi la gunoi, dar țipător. Cât este de atractiv pentru locul de pui gunoi. Dar problema e alta, eu văd lucrurile altfel. Vedeți, vine vara, gunoi omenajer, pubela neagră. Da. Cum va igieniza operatorul și UAT-ul respectiv la orașe, de exemplu, pubela aia neagră care am dat, va începe să miroase în ultimul... Acum, asta să ne înțelegem, pubela neagră nu trebuie să aibă deșeu pus direct în pubelă, ci vine în pungă, în punguță. Punga se mai sparge, păi, se mai rupe. Se mai rupe, așa este. Da, operatorul are campanii de igienizare. Campanii în care, împreună cu monitorii noștri, împreună cu AT-urile, stabilez zone unde trebuie să meargă să igienizeze. Fie că igienizează cu substanțe dezinfectante, fie că efectiv spală, mătură și cât poți să păstrezi de curat locul. Vedeți, noi acum așteptăm ca operatorul să le facă pe toate. Nu poate, eu îl înțeleg și pe operator. Sigur că nu. Dar în același timp trebuie să și ridic problemele astea, pentru că sunt niște probleme de bun simț, zic eu. Mai mult decât atât, vreau să vă întreb încă un lucru pe care nu l-am înțeles niciodată. Am văzut foarte multe postări ale civicilor, diverse persoane. Că la Deva nu știu ce, că la Hună, zic și eu, nu neapărat acolo. Multe sunt legate de aceste deșeuri care sunt depozitate în aceste, ziceți, platforme betonate, absolut haotic, gen societăți comerciale care își aruncă stive întregi de cartoane în tot felul de containere și așa mai departe, și nimeni nu știe cine este vinovat, de fapt. Adică, ok, spuneați mai înainte de acea coerciție, da? Bun, ca să-ți dau amendă sau măcar să vin să te trag de mânecuță. Eu trebuie să știu cine e ăla care a aruncat, nu știu, societatea comercială care s-a dus și a depozitat pe platforma betonată care de fapt aparține asociației de locatari numărul nu știu cât. Bun. Înțelegeți care să este întrebarea mea? Să știți că avem și un program împreună... Ar putea fi monitorizate cumva platformele astea? Sigur. Și este și aici relativ simplu, adică la nivel de discuție devine simplu, mai greu când pui la în practică toate lucrurile. La discuție chiar mi se pare simplu și mie, da. Da. Până la urmă e o cameră Wi-Fi și asta e. Corect. Deci există în planul de gestionare a deșeurilor, planul refăcut pe județul Hunedoara, Consiliul Județean a prevăzut niște sume și sunt cumva aprobate aceste sume, dar urmează să faci proiecte ca să le atragi, de foarte multe zeci de milioane de euro care pot fi investiți în îmbunătățirea sistemului. Să știți că una din problemele care le-am ridicat și ar trebui să le facem ar fi să și digitalizăm acest sistem. Inclusiv să-l monitorizăm pe camere video. Am înțeles că Deva ar avea un proiect pilot pe genul ăsta de lucruri să monitorizeze pe camere video anumite platforme. Dar până ajuns să faci treaba asta, eu cred că este suficient ca UAT-ul să se implice. Eu de-aia vă spun că este o chestie care, la care trebuie să participăm toți. Dacă numai noi, 10 oameni ai ADI-ului, ne strofocăm să facem lucrurile mai bine, nu se va întâmpla mare lucru. Dacă operatorul încearcă să facă singur ceva, nu va avea cadru. Aici este o relație care trebuie să fie armonizată. ADI, unități, UAT-uri, da? UAT-uri prin toată structura lor, ai poliție locală, ai gardă de mediu, a instituției ale statului care pot fi puse la lucru, nu să stea cum au stat până acum, să intre în acțiune, poți să iei câteva platforme, să le monitorizezi discret. La început să atrage atenția omului, că nu poți să sari din prima cu amenda pe el, să-i spui, dom'le, n-ai depus bine, uite, eu te avertizez, a doua oară poți să-i dai un avertisment scris, a treia oară poți să-l și amendez. Și eu vă dau scris de data asta și mi-asum ce vă spun, că dacă în 5 locuri din orașul Deva, sau Hunedoara, sau Petroșani, sau Uricani, pe ai face acest lucru... Sau București, sau oriunde... Da, ai face acest lucru, eu vă spun că și-l mai și mediatizez. Eu vă spun că lucrurile s-ar îmbunătăți rapid. Și eu cred acest lucru. Dar pentru asta trebuie voință. Voința tuturor. Și trebuie să ne înțelegem că gunoiul, pentru că este vorbim de gunoi, de deșeu, devine o problemă atunci când nu mai este rezolvat, când îți rămâne în pubelă, când îți rămâne în stradă și focarul de infecție este maxim la nivelul ăsta. Când ai o problemă, când îți arde un deponeu, când ai o problemă de genul ăsta de mediu, toată lumea sare în sus. Deci dar care sunt măsurile de prevenție, ce ai făcut ca să previi aceste lucruri și cum ai învățat populația? Asta este foarte important, aici vreau să ajung eu. Nu vreau să-mi atrag antipul. Și dacă mi-o atrag, asta e, nu. Ar trebui să scăpăm o dată de românismele astea. Și când spun românisme, o spun la modul cel mai
cel mai la propriu cu putință. În ce sens? Există acel cerc în care e cel care aruncă gunoiul, consumatorul în speță, nu? Da. Și prestatorul de serviciu, da? Toată lumea aruncă, nu le iau apărarea, dar toată lumea aruncă cu piatra în prestatorul de serviciu, în operatorul de gunoi. Că nu face aia, că nu face aia, că nu știu ce. Bun, eu nu zic că nu e așa. Că, sigur. Lucrurile sunt la mijloc întotdeauna. Dar cred că lucrurile ar trebui să plece de acolo, de la consumatorie, ca la școală. Bă, tu n-ai cum să ai pretenția să ai un copil educat și de bun simț și care învață, dacă tu în familie nu îi insufli dorința asta de a învăța, nu are cei 7 ani de acasă și așa mai departe. Și atunci, dacă tu din start pleci de acasă, că se bag și cutia de pateu cu sticla de nu știu ce și cu nu știu cum, nu mă vede nimeni, merge de data asta și așa, și le duci la gunoi, atunci operatorul ăla nu mai are ce să facă. Gunoiul trebuie să ți-l ia cineva. De asta spun, aici trebuie. Ați ridicat mai devreme mingea la fileu în sensul că ce fac societățile comerciale care aruncă haotic. Da. Păi cel mai simplu să prinzi o societate comercială care în loc să-și ducă pe platforma lui, pe contractul lui, vine și pune pe o platformă plurifamilială. Pentru că îl vezi, știi de unde sunt acele deșeuri. Să nu-mi spui că dacă la colțul străzii ai un magazin de pantofi și la... Ai numai cutii de pantofi. Ai cutii de pantofi, nu știi de unde sunt. Asta este pueril, adică chiar nu vrei, vrei să te faci că nu vezi. Deci lucrurile astea se pot rezolva, dar repet, trebuie voință, trebuie educație, trebuie să conștientizăm că este suficient cât am aruncat la întâmplare, cât am poluat mediul și că avem ani de zile restanță ca să recuperăm ce alții au făcut mult mai bine înaintea noastră. Lucrurile nu sunt simple și nimeni nu se așteaptă ca peste noi. Eu cred că sunt foarte simple, dacă ar exista acel minim de înțelegere necesară. Eu le văd chiar foarte simple, credeți-mă. Mi se pare extrem de simple. Totul pentru pleacă de la un simplu gest. Eu v-am spus mai devreme, operatorul, indiferent care e, indiferent că sunt operatorii noștri din zona noastră, repet, cei doi operatori. De unde ar fi din toată țara, că situația asta e în toată țara. Sigur, dar sunt județe în care, uitați-vă, și sunt vă probleme. Spun de ce spun lucrul ăsta aici și mă duc spre oameni, să-mi fie cu iertare, îmi place foarte mult să ies în aer liber. Da, probabil că și dumneavoastră. Sunt momente în care mă duc în zone verzi și văd munți de moloz, munți de gunoaie, munți de... Alea nu le-a aruncat operatorul acolo. Nu. Nu, în niciun caz. Da? În niciun caz. Alea l-a aruncat omul care n-a avut chef să cheme operatorul și să plătească niște bani. Sigur. Ca să-i ridice molozul sau gunoaiele tocmai, astea. Tocmai nu operatorul duce canapeaua și mobila și de nu știu nu. Unde în mijlocul naturii. Și nici n-are voie să o ducă. Și nici n-are voie să ia de acolo, pentru că operatorul în sistemul nostru, operatorii noștri, Supercom, Braicata, n-au voie să ridice aceste materiale că nu intră în SMID. SMID-ul n-a... Ce-i SMID-ul? Sistemul de management integrat al deșeurilor, la care am accesat și am implementat proiectul ăsta, nu prevede ce facem cu deșeurile din demolări și construcții. Păi nu, dar cu deșeurile de volum și cu electricele. Le găsești sau pe terenuri private. Bă, ok, teren privat, am înțeles. Dar eu, ca gardă de mediu, vin și, băi, nene, stai un pic, că sunt garda de mediu. O fi terenul tău privat, dar... Să vină garda de mediu. Știi? Să vină agenția de mediu, să vină exact. Instituțiile sau statului le depun care pe, pot... Le depun pe, nu știu, terenul UAT-ului respectiv. UAT-ul se apucă el și face curat după Nea Gheorghe și Nea Caisă, că s-a găsit el să... trebuie să-l sancționez. V-am spus mai devreme faptul că, în mod normal, operatorul și în țările civilizate din vest așa se întâmplă. Vine să ridice pubela neagră. A ridicat pubela asta neagră, e contractul, a văzut că este ok, o ridică. Vine să ridice pubela galbenă sau sacul galben și constată că nu e ce trebuie în el. Obligația lui este să nu ia această pubelă. Pentru că ducând-o mai departe, infectează și restul deșeurilor reciclabile. La noi nu s-a întâmplat treaba asta, pentru că nu suntem la acel nivel să ne permitem să lăsăm deșeurile în stradă, că cineva se va sesiza cumva. Nu suntem la... Unde s-a întâmplat chestia asta? Sudul Italiei, undeva parte pe la... Nu, da, eu vă dau exemple din țările din vest, unde vineți, verifică pubela și dacă capacul la pubela nu este închis etanș, nu-ți ridică pubela. Și nu se o ridică, nu se o ridică mine și poimine vine autoritatea locală și te amendează. Și câteva sute de euro, da, exact. Faptul că n-ai pus pubela corespunzător. Deci, lucrurile par simple, așa este. Ele sunt complicate în momentul în care trebuie să pui la masă toți acești jucători
da? OAT, operator, cetățean, instituțiile statului de monitorizare și control. E un cerc, nu știu dacă e vicios sau nu. Un cerc care trebuie să închidă, exact. Să aibă o burclă de închidere. Domnule Stan, trebuie să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Pe final, dacă vreți să le transmiteți ceva celor care se uită la noi, vă rog să faceți. Vis-a-vis de acțiunea noastră, vis-a-vis de... Da, deci mesajul meu este că această acțiune nu trebuie bagatelizată și trebuie să conștientizăm că numai punând mâna și umărul toți la această activitate de strângere, de depunere, de colectare a deșeurilor, vom putea să avem un mediu mai curat și să ne mișcăm într-o zonă de confort din punct de vedere al mediului. În altă ordine de idei, suntem în săptămâna premergătoare, săptămânii Marea Paștilor. În numele meu și al colegilor din ADI doresc tuturor cetățenilor județului Hunedoara să aibă un Paște fericit, liniștit, cu sănătate și de fiecare dată să se gândească că natura este importantă pentru noi și suntem în măsură să putem să conviețuim într-o armonie cu ce este în jurul nostru. Acum, armonie, e frumos mesajul nostru, dar cu OGE 74 ce le transmiteți primarilor? Da, aici mesajul e mai scurt, că primarii sunt mai puțini, trebuie să finalizăm. 50 și câți? Au rămas 3 zone, 61, dar cu siguranță la jumătatea lunii mai vom avea aprobat OGE 74 și în celălalt. Sperați. Nu, este faptic, pentru că am avut prima adunare generală, nu am avut vorumul necesar, este reconvocată, iar la doua, la reconvocare, conform statutului asociației, ne trebuie număr de jumătate plus unul din cei câți votează. Am înțeles. Ori, deci deja când suntem... va putea fi implementată ca lumea, ca să spun așa? Cred că pentru întreg județul, v-am spus, Valea Jiului funcționează, dar și acolo mai sunt corecții de făcut și mai este de investit. Pentru tot județul, în mod normal, undeva spre sfârșitul semestrului, trimestrului 3, începutul trimestrului 4, ar trebui să fim funcționali și ca investiții cu OGE 74. Ar trebui ca anul să ne prindă sfârșitul anului cu un sistem care este funcțional în continuare, care este pe OGE 74 și să vedem că față de anul trecut avem câteva procente bune în gradul de reciclare crescut. Cu siguranță ne vom mai vedea până atunci și vom mai sta de vorbă pe tema asta. Încă o dată mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes vineri, 23 aprilie, acțiunea de conștientizare a populației privind colectarea deșeurilor. Mulțumesc, ne vedem. Stimați telespectatori, Dan Stoian, director executiv al ADI Deșeuri Hunedoara, a fost invitat la Fotoliu cu Ghim. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu Capital TV, televiziunea pe bună, numai bine! Fotoliul cu ghimpi, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa asta? Cât a costat? Adrian Simon, numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.